Am văzut că bate în retragere. Trecutul lui Robot a speriat-o pe Larisa? Ce se va întâmpla cu relația celor doi concurenți și cum se descurcă Patrick în cucerirea Larisei? Marți, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale U Casa Iubirii, prezentată de Andreea Mantea și difuzată exclusiv la Canal D, Robot a discutat cu fetele despre ce s-ar putea întâmpla mai departe, după ce Larisa a aflat despre el care are un copil pe care nu l-a cunoscut niciodată. Cum se descurcă Patrick în cucerirea Larisei? În episodul de astăzi, Robert a venit în casa fetelor, dar nu special pentru Larisa, ci pentru a discuta cu celelalte concurente. Tânărul i-a găsit pe Patrick și Larisa la masă, discutând, iar Blondina nici măcar nu i-a observat prezența. Robert a salutat-o pe Larisa, iar aceasta doar i-a făcut cu mâna. Imediat după, Patrick i-a spus lui Robert că poate să plece de la masă dacă dorește să discute cu Larisa. Robot, dacă vrei să vorbești cu Larisa să știi că eu nu, a spus Patrick, întrerupt de robot. Pot să termin discuția liniștit, nu-i nicio problemă, vreau să vorbesc un pic și cu fetele, i-a spus robot. Patrick se tot străduiește să-i câștige atenția și încrederea Larisei, dar are foarte mult de muncă până să reușească acest lucru. Larisa consideră că Patrick este genul de băiat care mereu joacă la mai multe capete și care nu poate fi statornic. De asemenea, Blondina nu-l crede când spune că are o atracție față de ea. Patrick a vrut să știe de ce are această părere despre el, iar Larisa a argumentat spunând că i-a văzut comportamentul în mediul online față de alte fete. Trecutul lui Robot a speriat-o pe Larisa? Deși nu arată foarte multe, fetele observă că Robot este abătut după ce a vorbit despre viața lui privată în Casa Iubirii, respectiv după ce a dezvăluit că are un copil pe care nu l-a cunoscut niciodată. Robot, te văd foarte abătut și nu vreau să fie așa, a spus Julia. E ceva normal. Trecutul e trecut, eu mi l-am asumat, dar pentru mine a fost destul de greu să mă exteriorizez. În cazul în care v-ați supărat pe mine, nu am putut, a răspuns Robert. Dacă nu aș fi venit eu să spun, ai fi zis, a întrebat Julia. Robot a explicat că avea de gând să vorbească despre trecutul lui foarte curând și ar fi făcut-o chiar dacă nu ar fi adus Julia subiectul în discuție. Tânărul a mai spus, de asemenea, că a simțit-o pe Larisa cum se retrage după ce a aflat că este tată. Vreau să discut cu ea, oricum am văzut că bate puțin în retragere, nicio problemă pentru mine, a spus Robot. Ea e destul de mică, nu-i place să-i se spună așa, dar are 21 de ani, a spus Julia. I-am spus și eu asta. A declarat robot. E mult de digerat. Ea trebuie să proceseze și să gândească fiecare cuvânt pe care tu l-ai spus și să înțeleagă pe mai departe ce e de făcut. Dacă își dorește să continue sau dacă se retrage de tot, a declarat Julia. Ea decide, eu am arătat că sunt interesat de ea, îmi pare rău că n-am spus atât de repede, dar n-am simțit. Dacă mergeam cu ea la date, îi spuneam, a mai spus robot.